Alex Pițurcă a avut o reacție tranșantă în sala de judecată la procesul lui Mario Iorgulescu. Ce s-a întâmplat, ne spune colega mea, Denisa Biță. Denisa, te ascultăm. Bun găsit, Ramona. După mai multe amânări, astăzi a avut loc un nou termen în procesul lui Mario Iorgulescu. Însă, surpriză, a durat doar 5 minute și s-a încheiat cu o nouă amânare. Avocatul fiului președintelui LPF a cerut recuzarea judecătoarei căreia a fost atribuit acest caz, urmând ca această cerere să fie analizată până pe data de 13 ianuarie, când va avea loc un nou termen. La Tribunalul București a fost prezent și Alexandru Pițurcă, fiul fostului selecționer Victor Pițurcă. Ei bine, fostul fotbalist a fost chemat în calitate de martor, fiind una dintre ultimele persoane care a stat de vorbă cu Mario Iorgulescu înainte de accidentul din 2019. Noi l-am contactat pe Alexandru Pițurcă, care a confirmat faptul că astăzi procesul s-a amânat din nou, însă nu a vrut să ofere mai multe detalii despre ce s-a întâmplat în sala de judecată.